Echipa de fotbal CSM Sighet va evolua mâine în prima etapă a returului Ligii a III-a cu un meci disputat pe teren propriu împotriva celor de la SCM Zaleu, ocupanta locului 4. Meciul vine după o înfrângere în deplasare suferită în fața celor de la Sportul Șimleu Silvaniei, iar băieții vor să-și ia revanșa în fața propriilor suporteri cu o victorie împotriva celor din Zaleu. Fiecare meci l-am tratat și îl tratăm cu maximă seriozitate. Mâine începe returul campionatului. Avem un nou meci cu Zalăul. Mi-amintesc de prima etapă când am jucat împotriva lor chiar la Zalău, unde noi eram o echipă total necunoscută, să spun așa, nu ne cunoșteam foarte bine între noi și rezultatul a fost unul destul de dur în contextul în care echipa s-a prezentat destul de bine pentru o primă partidă de campionat. Și poate că o diferență mai mică de scor ar fi fost mult mai reală. Să pregătesc băieții de la CSM Sighet să-și ia cumva revanșa față de înfrângerea suferită data trecută? Mentalitatea noastră este o mentalitate bună, o mentalitate solidă de a câștiga fiecare partidă. Nu ne gândim niciodată ca un fel de revanșă. Gândul nostru este doar la victorie, indiferent că jucăm cu Zalău sau cu altă echipă. Bineînțeles că prima partidă este cea mai importantă, cea cu Zalăul de mâine. Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației a terminat turul de campionat al Ligii a III-a, Seria 10-a, pe ultima poziție, care, după părerea antrenorului, nu reflectă realitatea, având în vedere evoluțiile bune avute de băieți de-a lungul turului. Din păcate, în multe dintre meciuri, norocul nu a fost de partea lor. În cele 9 etape, cred că băieții s-au descurcat foarte bine, peste așteptări, cu excepția celor două meciuri, cel de la Carei și cel cu Șimleu Silvanii, în care a fost o atitudine care nu mi-a plăcut și știu foarte bine lucrul ăsta, drept dovadă că s-a și întâmplat să pierdem. În rest, băieții au avut o atitudine foarte bună, au avut jocuri foarte bune, mă gândesc făcând așa o analiză, ne-am creat foarte multe ocazii cu echipele bune, cu Bihoru, cu Lauradea, cu Lotus, cu Olimpia Satu Mare, deci am avut cu Bizița, unde am și reușit să câștigăm, deci echipa s-a comportat foarte bine. Eu zic că avem exact 3 luni de zile petrecute împreună și chiar dacă am întâmpinat și întâmpinăm foarte multe dificultăți în privința lotului, pentru că noi am adunat așa niște jucători într-un timp foarte scurt și am reușit să creăm o echipă într-un timp la fel de scurt și eu zic că suntem bine. Bineînțeles că nu ne favorizează deloc rezultatele. Eu cred că rezultatele ne-au lipsit până acum și ne lipsesc enorm de mult. Întotdeauna, rezultate pozitive îți dau entuziasm, îți dau încredere pentru tot ceea ce urmează. Eu cred că poziția noastră în clasament nu este adevărata realitate la tot ceea ce am făcut pe teren, pentru că dacă stăm și adunăm numărul ocaziilor și, bineînțeles, împotriva unor echipe foarte bune, deci sunt cel puțin 7 puncte care putem să le avem în clasament. Dar până la urma urmei rezultatul este cel de la final, cel de pe tabelă și bineînțeles în clasament și eu sper ca băieții să fie sănătoși, să aibă aceeași putere de muncă, să aibă încredere în ei, pentru că eu am încredere în ei, așa cum atât, suntem într-un număr nu foarte mare, nu avem un lot numeros. Așa cum suntem noi, important este să fim sănătoși, să avem putere de muncă și să reușim să-i facem pe suporterii noștri, să-i facem fericiți și noi în același timp avem neapărat nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ne recăpăta încrederea și să mergem la drum cu mult entuziasm. În cele 3 luni de când a preluat frâile echipei de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației, antrenorul Adrian Ienci spune că e mulțumit de evoluția băieților, chiar dacă echipa este una foarte tânără și recent constituită. În plus, sunt și alte probleme pe care le întâmpină lotul. În cele 3 luni, eu cred că suntem foarte bine pregătiți mental, fizic, tehnic, tactic. Au acumulat foarte multe cunoștințe, ne-am format așa niște principii de bază. Și cred eu că acum, odată cu această experiență acumulată, vom fi mult mai bine. Tot ce, adică ce mă îngrijorează
puțin pe mine sunt două aspecte. Unul, că nu au încredere acum și e normal acest lucru, pentru că nu avem rezultate foarte bune, și doi, să nu apară accidentări sau, eu știu, să avem jucători suspendați. Acum o să ne lipsească foarte mult Simion, este un jucător suspendat, are patru cartonașe galbene și o să ne lipsească foarte mult. Noi suferim foarte mult la jucătorii sub vârsta, în special jucătorii de 2003, acolo întâmpinăm foarte multe probleme, chiar și la 2002. Jucătorii care au venit, avem niște tineri care au niște probleme medicale și nu s-au pregătit, au o perioadă destul de lungă de nu s-au pregătit cu noi și aici suferim noi foarte mult. Dar ăștia care suntem, încercăm să avem așa o echipă bună care să pună probleme împotriva oricărei echipe. Meciul dintre CSM Sighet și SCM Zaleu se va disputa mâine de la ora 15 pe stadionul municipal Solovan, iar suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare. Eu mă bucur foarte mult că ei au înțeles, toți suporterii prezenți la stadion au înțeles situația echipei. Suntem o echipă nou făcută într-un timp foarte scurt. Au înțeles și tot timpul când au fost prezenți la stadion ne-au susținut. Ce pot să le transmit? Să vină în număr cât mai mare la stadion, pentru că băieții au foarte mare nevoie de ei, au nevoie de suportul lor, de susținerea lor, exact așa cum au făcut-o până acum, și să reușim să le aducem zâmbetul pe buze.